Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela! Foarte bucuroasă că am primit cărțului! A venit până aici, la ușă, a urcat etajele să mi le aducă. Da, da, mi-am comandat de curând. Am zis, din ce ați mai donat, să mai prospătez un pic imaginea. Acesta e foarte frumos, dar o să-l folosesc la o etalare mult mai complexă, pe care o să o fac, da, vreau ceva, nu de carieră. Deci cărțile astea care au venit sunt prea frumoase ca să le folosesc la carieră. Și nu am, pentru carieră trebuie să-mi aduc cărțile care sunt special pentru carieră, din partea cealaltă. Deci în câteva zile o să fac și pentru carieră. Despre ce se întâmplă cu ei în această perioadă în care sunteți separați. Recunosc că și eu sunt într-o separare. Și, sincer, nu sunt pregătită să aflu ce persoana respectivă. Să-și rezolve problemele. Dați-mi timp câteva zile. Acum sunt prea fericită pentru așa ceva. Ce cu persoana separare? Și dacă ar fi probleme, nu știu, eu sunt un om care sunt deschis să vorbesc orice. Când cineva își reține problemele față de mine și problemele și bucurile, înseamnă că au niște lucruri de învățat. Acum, haideți, dragii mei, să vă arăt ce am primit când am fost bonavioară. Ce-mi doresc eu de câțiva ani de zile, un ursuleț mare. Da, de ce? Adică, băi, ce nu putem să fim copii? Ce dacă am crescut? Și dacă am crescut, nu pot să-l puc că rămâne rujul pe bot. Dar ne jucăm cu el. Și în primul rând am putut și eu să stau. M-a ținut în brațe, mă. M-a ținut în brațe și a fost așa confortabil usurachiul ăsta. Da, haideți să vi-l arăt pe acesta. Celălalt o să vedeți în etalarea pe care o să o fac astăzi. Și o să continui. Văd că nu sunteți foarte interesați. Probabil că ați ascultat în alte părți despre etalările, totuși, generale pentru 2022. Dar o să le continui, că e datoria mea. Am zis că le fac. O să continui. Doar că nu le voi face în ordine. Am început cu berbecul, dar nu cred că o le voi face în ordine. Să ne spune chestia asta. Așa. Deci, aceste de cărți, minunat, da? Dacă o fi ceva, am și o cărțulie, instructaj în cazul în care simt nevoia să mă inspir. Nu știu exact cum o să le folosesc, dar... Uitați ce frumos, ia, să-mi fac ochelari. Ce avem aici? Uitați ce frumos. Și asta? Strategie. Mai din păcate, nu se vede ca lumea, ca realitate, e un pic... Da, e în ceață, pentru că mi s-a spart ecranul chiar pe partea asta. S-a spart, da, strategie. Tigru, yes, yes, yes! Suntem tigri, avem putere, da. Tigru, putere. Elefantul. Ganesha. Ganesha, ce zice aici? Leadership? Da. Rinocerul, asta ce este? Moderație. Rinocerul. Ce frumoase sunt. Asta cred că este foca de mare, otăr sau balenă. Nu, parcă nu e balenă. Cred că e foca de mare. Transformare. Interesant. Transformare emoțională. Foarte frumoase. Mi-au plăcut de când le-am văzut și tot. Mai, le iau. Hai să le iau. Autenticitate. Lupul. Yes. Cum îi zice? Sea turtle. Proasca țestoasă de mare. Ce zice? Stabilitate. Da? Wolverine. Asta e o chestie foarte agresivă, da. Neînfricare. Yes! Dacă nu știți, să știți că pot să fiu și bătăioasă. Și bătăioasă și bătăușă. Am bătut când a fost cazul, când a fost provocată. Da, am bătut. Adică, băi, chiar mă vedeți așa, dar chiar pot să dau dacă cineva mă duce la capătul acela. Asta e unul, trebuie să fii și așa, nu? Bine, asta era cu câțiva ani, dar face bine. E o experiență foarte importantă pe care sper să nu mai repet, dar sunt pregătită, cu alte cuvinte. Am învățat și chestia asta, protectorul, lioness. Protectorul, ce frumos. Noi, da, vedeți? Ia. Să fac în așa fel să nu vină lumina. Așa. Ia uite, lebă, da, frumusețe. E mai durdulie, așa, da. Depinde cum de gusturi. Oh, lynx!
Ce asta? Secrete. Seamănă cu leu al meu, doar că nu are moațe în vârful urechilor. L-ați văzut pe leu când eram mic, când aveam Facebook, v-am arătat. Interesant. Fruit bat. Liliacul de fructe, ceva de genul ăsta, sau cum îi mai spune, eu cred că e o transformare în Photoshop mai degrabă, sau vulpea zburătoare. Ce asta? Amabilitate. Un soi de puterea din tarot, da? În care ești amabilă cu varianta negativă a cuiva sau a ta. Wisdom, da. Am făcut și cu copii am făcut bufnițe foarte, foarte bine a fost primită lecția asta, de fiecare dată. Hiena, evident, fear, da, frică. Cine se poartă urât are o frică, altfel nu s-ar putea urât. Foarte bine gândită chestia asta. Ăștia ce sunt? Aha, iepurașii, cicluri, fertilitate, eventual. Săracul castor, nu? Beaver, castor. Este folosit la muncă și la cărțile cu animale. Era tot la categoria muncitor, casnic. Butterfly, sufletul. Puteți să ascultați din când în când povestea aceea care am spus-o cândva despre Eros și Psihe, sufletul. Nu știu ce este Mercat, ce să fie, ce animal. Trebuie să mă uit în dicționar. Mercat. Responsabilitate. Vor fi astea mici? Nu știu, o să caut Mercat. Păunul, interesant. Păunul, interesant că e o figură destul de în vârstă. Asta îmi sugerează faptul că ce? Prosperitatea se capătă în timp și cu înțelepciune. Una e bogăția și alta e prosperitatea. Prosperitatea înseamnă cu abundența. Oțapul. Reliability, adică capacitatea de a te baza pe cineva sau de a fi serios. Gorila. Pace. Nu știu de ce a pus gorila la pace, dar la fine. Cum să vă mai arăt. Ce mai e pe aici? Vai, dar ce frumoase sunt. Le-am amestecat așa un pic. Calul de mare. Frumos. V-am zis, nu se vede totuși ca în realitate. Egalitate. Tarantula. Ce conexiuni. O să mă gândesc, ia uite, bizonul, ce înseamnă? Ritual. Bizonul, ritual. Pisica, Bastet. Și Bastet a fost foarte bine primită, de fapt, Egiptul antic. Foarte, foarte bine primită a fost de toate generațiile, toate clasele, când făceam și la pregătire, în particular și la școală. Egiptul antic. Cea mai bine primită lecție. Cel mai mișto rezultate. Intuiție. Evident. Leopardul de gheață. Ce ăsta? The Watcher. Cel care privește, te urmărește, te veghează. Eventual snake. Șarpele. Ce e aici? Creation. Creativitate. Creație. Jaguarul. Ce zice? Release. Eliberează-te. Asta seamănă cu un orgasm spectaculos. Adică, până la urmă, cea mai plăcută metodă în care te poți elibera, evident. Da, nu? Nu? Imaginea asta am văzut-o și într-un video pentru tantra, muzică, tantra pe care vreau să o pun în timp ce talam la energia intimă. Asta nu știu cum se traduce. Armadil. Așa îi zice animalului? Armadil? O să caut și pe ăsta pe internet. Împământenire, da. Vreau să... Honeybee! Vai, o melodie, Doamne, dar e foarte... Honeybee. N-am mai pus eu pe Facebook-ul meu. Cine o cântă? Melodia așa foarte tristă, de dor. A unui tip care îi e dor de o tipă. Honeybee. Cum e? O să caut și să vă pun să ascultați. Honeybee. Dar aici e cea reciprocitate. Voi ce drăgulașă e! Honeybee. Dolphin. Delfinul? Ce ăsta? Happiness, of course! Happiness. Delfinul.
Cățelul. Interesant ce asta. Companion sau prietenie. Da? Un soi de loialitate, dog, cățelul. Până la urmă, oarecum seamănă cu trăsăturile celui, sau cele, celor care sunteți născuți în anul câinelui. În general, teoretic ar trebui să fiți fideli. Chiar dacă poate. Dar dacă se zice, așa se zice în anul câinelui, cei care sunt născuți în anul câinelui și nu sunt fideli, înseamnă că au o problemă acolo unde stau. Familia, mama, tata, soția au o problemă, e ceva nasol, rău de tot dacă nu poate să fie fidel. Că în general câinele îndură. Oh, shark! Yes! Ce zice? Porpoise. I'm a go-getter. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Nu știu să cânt melodia aceea, nici mă strădui, în fine, prea mult. E simpatică piesa. Bine, simpatică ca și ritm. Go-geta! Go-geta! Nu știu dacă să vă recomand. Cred că e un an de zile de când cineva mi-a trimis o melodie, când aveam Facebook. Go-getas! Da. Problema este, e o problemă acolo la melodie. Problema aia sunt versurile, mai ales în partea de română, că e în engleză și în română. Sunt mai mulți artiști adunați într-o colaborare internațională. De aici, haia, sau să vorbesc o dată despre go-geta. Go-getas. Nu neapărat despre melodie, cât despre go-geta. Hai mă, go-geta. Nu știu tu cum ești, dar, da, purpose. E, da, înseamnă că trebuie să vorbesc, dacă mi-a venit melodia asta în gând. Hai mă, go-geta, da-na-na-na-na-na-na-na. Dacă vreți să ascultați, căutați go-getas. Dar trebuie să selectați versurile care sunt în română, e jale partea de română, în engleză e suportabil. E chiar haios în engleză, dar adică refrenul, da. Partea română e jale, multă incultură, multă. Și da, deci la refren e acceptabil, da. Nu știu dacă... Căutați voi! Go, get us! Sacred Ibis. Ah, Ibisul sacru. Învățătură. Neapărat să vorbesc, neapărat cât de curând să vorbesc despre filmul pe care l-am văzut. Mai extraordinar! Ce seamănă imaginea cu cea din film. Și dacă vă uitați atenți, voi cei aia... cu un pic de intuiție, un pic mai multă intuiție și cultură, vă dați seama despre ce e vorba. Dar calul, freedom, yes, libertate. Ia uitați, libertate. Yes. Libertatea înseamnă, dragii mei, responsabilitate. Cine nu înțelege, nu știe, nu are parte de libertate. Pentru libertate trebuie să te sacrifici. Inclusiv tu, personal, nu vorbesc la nivel colectiv. Sacrifici multe. Nu înseamnă că nu faci compromisuri, dar nu atât de mari încât să uiți cine ești. Frumos. Raven! Iar mai o melodie. Omnia, Raven. Ascultați. E mai gotică. Mie îmi place stilul gotic. Noutăți. Raven. Edgar Allan Poe. Ascultați și, sau citiți poezia în română, în engleză, e în melodia aceea. Raven. Omnia. News. Oh, șacalul. Am zis, la categoria Egipt, cel mai iubit, nu știu de ce. Ce se întâmplă? Ori eu am... Mie place foarte mult Egiptul antic. Foarte mult dintre stilurile de artă, Egiptul îl ador. Probabil că am ceva acolo legături. Și când îmi place ceva, transmit cu drag. Probabil că am reușit să transmit tuturor copilor, din toate generațiile, mari, mici, liceu, generală, am zis, Egiptul antic a fost cel mai bine realizat, cele mai bune rezultate și șacalul, Anubis, wow, Anubis, Osiris, da, Ra, iar ochiul lui Ra a fost foarte, așa, Osiris, șacal, de fapt șacalul cel mai lucrat, Osiris apoi Bastet, despre care am vorbit mai devreme. Ursul polar. Am vorbit așa, că suntem între prieteni. Ancestorii, da. Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. Da, uite ce frumos. Căprioara, Paul. Marea preoteastă. Yes. Intuiție. Ce este? Ah, cucurul. Oh, da, ce frumos. Ce loialitate, cucurul.
pe care îl folosesc și eu de când studiez, sau nu că studiez. Am lucrat în stil asiatic, ați văzut și voi câteva lucrări până să închid Facebook-ul. Da, pocorul, cel cu coroană roșie. Realitate, ce frumos. Asta ce, orca? Orca. Haideți că, mai stăm și noi de vorbă, beți și voi o cafea, un ceai, fumați, eu nu fumez, m-am lăsat de țigări de foarte mult. Ce zice? Mai sincer că nu văd. Am zis, am niște ochelari destul de, n-au cilindru. Nu știu, citiți voi că nu văd. Chiar nu văd aici, nu-mi dau seama. Nu știu dacă se vede. În fine, cameleonul, interesant, schimbare, evident. Așa, ce frumos e și asta, vai, e super, apropo de Osiris, da? De Ra. Cum îi zice? Observare, analiză, da, foarte bine. Ce este, uliu sau vulturul, da? Reverin. Și taurul. Taurul. Foarte frumos ăsta. Cum îi zice? Nu ai ce scris. Sacrificiu? Interesant, sacrificiu. Da, haideți că v-am ținut de vorbă, dar mai stăm și noi de vorbă. Ce atâta seriozitate. Adică suntem serioși, am mai și pe mine. Ce ar fi să facem cu aceste tarot? Un sfat? Vreți un sfat? Pentru fiecare zodie? În această perioadă, ce ziceți? Sunteți de acord? Oricum o să folosesc chestia asta foarte curând și celelalte pe care le-am primit mai acum o lună de zile și vi le-am arătat. Yes! Yes, yes, yes! Sfat pentru toate zodiile. Să vedem. Sfătulețe? Dar vă puneți voi timpii? Ha! Ca eu să mă ocup de cealaltă etalare. Vă rog frumos. Mersi. Sfat! Hai să vedem. Sfaturi pentru toate zodiile. În această perioadă. Iar trebuie să vorbesc. Mă simt un pic mai bine. Astăzi am coborât în fața blocului cu Mărița. Am scos-o afară. Am mai coborât acum două seri, dar a fost mai greu. Am mai stat un pic. Acum chiar mă simt mai liniștit. Hai să vedem. Da? Ok. Berbec. Berbec. Un sfat pentru berbec în această perioadă. Soare, lună, Venus, dacă vreți, dar în general berbec. Un sfat. Haideți. Mai veniți voi? Sunteți mai timide? Acum la început? Ok. O dată. De doi. De trei. Ori. Ia, acest. Șacalul! Cred că vi se potrivește. Șacalul Anubis. Știți că este zeul, de fapt, pământul, un soi de Pluto, transformare, seamănă. Ce înseamnă? Truth. Adevărul este că toți murim. Toți murim. Dar moartea și renașterea este un mister. Este adevărul. Adevărul îl înțelegi când ești pregătit să-l primești. Adevărul nu-i plăcut. Adevărul e dureros și ne transformă viața. Adevărul. 44. Extraordinar, apropo de transformare. 8, da? Adevărul ne schimbă dintr-un șablon în altul, dintr-un tipar în altul, dintr-o viață aparent stabilă, într-o altă viață în care trebuie să ne găsim stabilitatea, pentru că nu putem să trăim în haos. Din haos putem doar, dacă avem o anumită forță, unii au, putem doar să creem. Dar nu poți să trăiești în haos. Așadar, oriunde, în orice tipar, trebuie să-ți găsești cătarea, locul. Și 8, transformare. Probabil că vă transformați, interesant că și la etalarea pentru anul 2022 v-am vorbit de transformare, că vă place titlul, poate nu vreți transformare, dar tot veți trece. Interesant cum apare încă, de la început, da? Mersi, mersi de confirmare.
Mie mi s-a părut o etalare foarte frumoasă. Ah, ca să fie vrut să fie cu, eu știu, poate, mă mir. În fine, mai multă pasiune este și cu pasiune, dar pasiunea asta e direcționată altfel. Pentru unii, în această direcție a adevărului, cine sunt eu? Ce caut pe acest pământ? Care e misiunea mea? Forați în voi, în această perioadă și eventual și în perioada care vine, forați în voi. Fiți sinceri, chiar dacă doare. Wow! Și în momentul în care aveți adevărul despre voi, despre o situație, îl înțelegeți. Repet, cât ar fi de dureros, îl înțelegeți. Puteți să vă guvernați, uitați cum ține sceptru. Aveți stabilitate și în zona aceea necunoscutului și în acel mister. Și treceți altfel, interesant. Mai, ați văzut, iar fac o canalizare, un film pe care iar l-am văzut de nu știu câte ori, Regii Egiptului. Vedeți Regii Egiptului, foarte fain filmul, și vedeți ce făcea Anubis. Însoțea dintr-un spațiu în altul. Și Anubis era prezent și la judecată. Da, e foarte fain filmul. Da, frumos, frumos, frumos. Hai să mai vedem. Ok. Taure. Soare, lună, Venus. De ce am pus ochelarii? Am vedeți și fără ochelari. Soare, lună, Venus, ascendent odunat în Taur. Sfaturi. Sfaturi. De la ce se de nu e tarot, sunt de oracole. Nu de la mine. Nu eu vă dau sfaturi. Așa, amabilitate, că tot am văzut mai devreme, da, amabilitate. Aici, în asta constă puterea, în a fi amabil cu cei care poate sunt disgrațioși, poate sunt ciudați, poate nu se poartă la fel de frumos ca voi, nu sunt la fel de frumoși ca voi, că în general cei cu aspecte în Taur au o armonie, măcar exterioară, adică exterioară sigură, da? Dar ideea e să ne găsim această armonie și frumusețe și în interior. Prin ce? Prin amabilitate. Asta ne dă putere. Și nu doar nouă, dar și celor cu care interacționăm. Da? Un personaj care sperie pe toată lumea și pe care îl tratezi cu amabilitate, evident se îmbrânzește. Că n-are cum. N-are cum. În momentul în care cineva țipă și tu îi vorbești frumos, cât poate să mai țipe? Un minut, două, trei. Da, vă zic, în experiență. Dacă îi vorbești frumos, se calmează. Chiar dacă atunci când țipă și când face urâda și când încearcă să sperie narcisiști în criză de nebunie, de, da, de ego rănit, da? Și tu le vorbești frumos. În prima fază nu suportă amabilitatea, nu suportă. Pentru că e natura lor să invidieze tot ce este bun, tot ce este în armonie, tot ce este în echilibru, pentru că nu e ca ei. Dar după aia se calmează, pentru că n-au cum. N-au cum. Mare grijă în aceste momente să nu vă lăsați năpădiți de acele vibrații. Aia trebuie să fiți în echilibru, în pace, în scutul vostru, să aveți și voi scutul, că amabilitatea nu înseamnă să fiți fără scut. Nu? Da? Și să oferiți ceva frumos. Un gest. Sau. A, dacă nu-l primesc, e problema lor. Aici este un sfat. Foarte interesant. Ia să vedem ce mai vedem. Să vedem ce mai vedem, da. Așa. Da, probabil că unii dintre voi aveți a face cu un personaj viclean. Încearcă, e totuși, știți că vulpița în general ține de viclenie și de isterie. Sunt foarte isterice. L-ați văzut pe YouTube? Videoclipurile alea, mi-e plac, mă uit la animale. Când vreau să mă deconectez de alte energii, mă uit la animale, la papagal, la vulpițe, la cățeluși, la pisicuțe. Da, îmi păstrez această natură. Eu iubesc animalele, n-am cum. Natura, plantele, n-am cum să le iubesc. Sunt cam isterice vulpițele. Dar e și natura aceasta foarte ascunsă, da? De fapt, în spate să fie o energie mult mai... Adică în față să poată... Fiți atenți! Fiți atenți. Amabilitatea voastră să nu... Mersi de mesaj. Amabilitatea voastră să nu fie luată de gratis. Da? Că cineva își poate permite să vă folosească amabilitatea, blândețea, așa, fără să
ofere nimic în schimb sau fără să o aprecieze, măcar apreciere, nu? Ia uitați. Vine blândă, dar în spate ce aripi are. Mare grijă pentru mine. Simt niște conflicte în această imagine, simt niște conflicte mentale, poate chiar bârfă, poate chiar discuții, dar rămâneți amabili dacă puteți. În asta constă puterea. Și în momentul în care voi sunteți amabili, intrați într-o oază de frumusețe, chiar dacă în restul, eu știu, spațiului în care sunteți, este un haos, este o energie negativă. Da, interesant. Hai să vedem. Gemeni, geminuți. Geminuți, hai să vedem geminuți. Să nu-i să descarcă, să pună la ei. Opa, pace! Fiți în pace! Țara ofițeri vă face. Da, ofițeri? Adică vă ridicați în grad. Cu alte cuvinte, eventual un grad spiritual. Pentru că să știți că și în lumea lui Dumnezeu, da, există ierarhie. Îngeri, serafim, heruvim, da, ofițeri spirituali. Interesant, mersi. Prima oară mă întrebam de ce am zis, dar am zis, fiți în pace. Vă căpătați puterea, gorila este foarte puternică, dar fiți în pace. Cu alte cuvinte, aveți încredere în energia voastră. Și priviți, ia uitați ce frumos. Ia. Ce e aici, de fapt, o nouă lume? Ia uite, unu, manifestați pace. Sau, nu doar atât, manifestați pace, dar ca să puteți să manifestați, vă zic din experiența unui manifestor, chiar manifestor sunt. Trebuie să fim pace. Ca să poți să realizezi ce vrei. Dacă ești dezechilibrat, numai haos manifestă. Ce vreau să văd? Da. Fiți în pace, stați calmi. Și pentru cei care rămâneți calmi, am zis, creșteți în grad și aveți parte de lumea cea nouă. Doamne, ajută! Fericit! Doamne! Pentru unii gemeni, nu pentru toată lumea. Dar ce mai simt? Uf! Dacă unii nu vor avea parte de lumea cea nouă, va fi cineva de pe această lume care reușește să manifeste pacea și care vă va ghida. Poate deja este o persoană pentru unii dintre voi care este într-o altă dimensiune și vă ghidează, vă urmărește în pace, vă transmite, vă susține tot ce ține de pace, da? Și voi sunteți aici pe pământ, dezechilibrați, căutând diferite situații, unii și unii. Depinde, fiecare, sunteți la un anumit grad de spiritualitate, de echilibru, de calm interior. Interesant. Vă găsiți echilibru după o perioadă de surfing pe nori. Surfing pe nori, ce frumos, nu? Prin gânduri. Găsiți pacea și odihna. După o perioadă de tulburare mentală, în ce să nu neapărat boală, nu, agitație, conflict, gânduri, griji ale voastre pentru voi, pentru alții, pentru lumea care va să vină. Pentru cei care știu, pentru cei care se pregătesc, evident, nu pentru toată lumea. Acum, dau sfaturi pentru cei care mă ascultă, evident. Ia. Răcușor și răcușoare, doamnă divină, ești pe aici? Hello? Sper că ești bine. Ups! Sunt prea multe. Erau deja vreo patru, nu se poate. Un sfatuleț. Pentru răcușori. Sfat, în această perioadă, sfaturi. Pentru răcușori și răcușoare. Știu, am zis că nu știu de ce se vede așa un pic în ceață. Și nu doar în ceață, culoarea nu e. La mine culorile sunt mult mai intense. Sunt o persoană totuși contrastantă. Hai, odată. De doi, de trei ori. Ah, ce asta? Iepurașii. Fertilitate, mare grijă, doamnelor, mare grijă.
Să nu vină iepurașul cu o veste. Dacă aveți o relație intimă cu cineva neprotejată, protejați-vă. Aveți grijă cu relațiile neprotejate. Este foarte riscant doar pentru un moment de plăcere. Cicluri. Apropo de ciclurile lunare, da, urmăriți-vă ciclul și fiți atenți. Da. 3, apropo de împărăteasă, și 1. De magician. Oh, nu mă așteptam să primesc mesajul ăsta. Dacă aveți a face cu un manipulator sau cu cineva care vrea să vă folosească, să vă țină, să aibă stabilitate, să vă țină într-o cușcă, în preajma lor și să folosească, femei sau bărbați, da? Să folosească sarcina ca motiv. Mare grijă. Cicluri. Dar, mai înseamnă și altceva. Dacă știți să folosiți ciclul lunar, puteți să aveți parte de stabilitate 3 și 1, aduce stabilitate împăratul, da? Să manifestați în abundență împărătea, să manifestați unul abundență, dar asta înseamnă să manifestați voi, nu să vă lăsați manipulate. De o chestiune de stabilitate, de casă. Pentru mine 4 întotdeauna înseamnă casă sau karmă în familie. Însă, urmăriți ciclurile ca să puteți manifesta ceva, s-a întâmplat, dacă ați fost manipulați referitor la aceste cuvinte. Casă, creație, fertilitate, abundență, manifestare versus iluzie sau manipulare. 3 înseamnă și comunicare. Poate a fost o comunicare manipulantă sau manipulatoare cu cineva, vedeți. Mare grijă. Însă, poate unele vă gândiți că o sarcină, unele dintre voi, că văd un iepuraș în capul ei. Însă, iepurile reprezintă și fertilitate, în general. Aveți... Ah, da, mersi. Aveți capacitatea, prin orice situație treceți acum, dacă rezonați cu ce am spus mai devreme, aveți o capacitate specială de a regenera. Și asta... Ca să folosiți această capacitate cât mai bine, urmăriți ciclurile lunare. Ele vă ajută. Pătrarul, primul pătrar, al doilea pătrar, da? Luna nouă, lună plină, ce se face? Cum crește energia și cum scade? Pentru că aveți capacitatea de renaștere, că de fapt asta înseamnă ciclu de renaștere, de refacere. Dar ca să vă refaceți mai repede, să vă creați stabilitatea eventual pierdută în cazul unei manipulări, prin sarcină, prin comunicare, prin ceva, urmăriți un pic ciclurile lunare și vedeți dacă ați greșit ceva în trecut, de ați experimentat varianta negativă, ca să puteți manifesta varianta pozitivă. A, interesant, văd iar un personaj cu părul lung. Roșu, galben, negru, nu contează. Asta îmi spune că aveți... vă puteți conecta la niște amintiri care vă ajută să învățați aceste lecții. Ați mai trăit ceva de genul ăsta sau situația asemănătoare în trecut? Căutați în trecutul vostru, da? Ancorați-vă în trecut și aduceți-vă aminte. Ce s-a întâmplat? Cum ați făcut față? Ca să nu intrați în panică. Mersi. Hai. Mesaj. Azi, melei! Să intre și ascendenții? Ascendentele? Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în Leu. Hai să vedem. Sfat. Un sfătuleț în această perioadă. Sfătuleț în această perioadă. Vă rog frumos, spuneți voi timp, că nu am timp. Ok, o dată, de două ori și de trei ori. Yes. Pe unu, yes! Yes. Pe unu, da. Păstrați-vă regalitatea, noblețea. Arătați-vă frumusețea, arătați-vă. Sunt unele care s-au lăsat un pic influențați de anumite persoane. Măi, sunteți spectaculoși, spectacol, 39. Ce înseamnă asta? 12 și cu 1, da? 2 și cu 1, 3, comunicați.
Dar 3 înseamnă și abundență, împărăteasă. Manifestați prosperitate chiar dacă nu aveți bani. Prin felul în care vă purtați, prin felul în care vă alegeți hainele și, eu știu, accesoriile. Dar nu doar atât. Păstrați-vă și un grad sau cât mai mare să fie gradul ăsta de înțelepciune, o persoană în vârstă, da? Prosperitatea se capătă în timp. În orice situație ați fi, poate vă separați de cineva cu care ați avut prosperitate și vă îngrijorați dacă veți mai avea. Nu, veți mai avea. Căutați în experiența voastră în înțelepciune și ce e foarte interesant este că are al treilea ochi activat. Activați-vă într-un fel sau altul viziunea despre viață. Viziune. Cum să aveți această prosperitate. Cum să manifestați această creștere. Nu e împăunare aici, nu. Ce frumos. Și în asta constă, da, de fapt, regalitatea, noblețea. Vă ridicați, vă strângeți coada, o desfaceți în funcție de situație, de circunstanțe, da? Cine vă urmărește, nu vă arătați, da? Ați văzut pe unul, nu se arată în fața nimănui, da? Hai, că se uită în oglindă și își arată coada, nu. În fața scopului, da, partenerei, sau ați văzut și pe internet, cum, da, că sunt oameni care se uită imediat începe. Se desfășoară, da? Deci în fața celui care vă apreciază. Dar văd mult verde. Deschideți-vă inima, atrageți abundență. Iubiți, iubiți. Verde, roz, roz, adică dragoste necondiționată. În ce sens necondiționată? Încercați, mai greu pentru lei, pentru că ei sunt foarte orgolioși. Dar unii reușesc. Chiar dacă lucrurile nu au mers cum ați fi vrut într-o situație, păstrați-vă această dragoste. Nu zic, nu, să acceptați orice, Doamne ferește, nu. Asta nu înseamnă să acceptați, să permite să faceți compromisuri care țin de personalitate, nu de personalitate, de care vă afectează stima față de voi, nu mândrie, nu orgoliu, stimă. Da? Stimă față de voi, nu. Dar, iubiți, încercați să evitați energiile negative, emoțiile negative și anticipați această prosperitate. Interesant. Curățăm cărțile acum pentru fecioară. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Un sfătuleț pentru fecioară. Abia aștept să folosesc ce lasă de cărți. Nu mă aștepta. Oh, două. Hai că două merge. Unul mai greu, da. Rinocerul și leoaica. Leoaica, tânără iubire, nu? Dar ce am zis că este aici? 21 și 32. 32 înseamnă 4, da? Moderație. Probabil că unii sunteți moderați. Poate. Și protecție. Iar elemente egiptene foarte mult. Interesant că apare moderația, da? Păstrați-vă calm, faceți un pic de yoga, de meditație, cei care puteți, rugați-vă, păstrați-vă calm, pentru că 32 înseamnă 5. 5 înseamnă e o energie foarte activă, foarte, încă sunteți influențați de ce s-a întâmplat anul trecut, da? Dar sper că alegeți anul ăsta, chiar de la început, să manifestați protecție, să vă protejați voi pe voi, să-i protejați pe ceilalți. Dar asta puteți să o faceți, că protecție în fața... Ah, interesant. Posibil că dacă sunteți într-o situație conflictuală, cinci conflictual, sunteți protejați. Da. De o figură nobilă. De acest pământ sau de în altă dimensiune. Dar pentru asta nu e suficient doar să fiți protejați. Trebuie și voi să vă protejați și asta înseamnă să vă calmați, să vă împământeniți un pic și să fiți în echilibru. Nu pasiv, nici prea activ, nici prea pasiv, da? În echilibru. Și să căutați la soarele în suflet, soarele interior. Nu la ce scripește în afară, da? Vorbesc acum pentru fecioare și fecioare, da?
Poate că unii dintre voi, ori voi sunteți, ori cealaltă persoană care protejează pe cel care e într-o poziție de provocatoare, aș spune. Deci cine protejează, posibil să fie într-o poziție publică, profesor, ghid, poate chiar funcție, eu știu, financiară, politică, pentru unii dintre voi, o persoană cu ochi albaștri, simt. Da, cu onoplețe. Chiar dacă nu-i persoană în politică, da, sau nu are bani, dar poate că vorbește în public, are onoblețe, are coroana deschisă sau ceva, un fel în care se poartă, le dă autoritate, manifestă autoritate. În momentul în care ești sigur pe tine, oamenii nu te mai pot bruia, chiar dacă încearcă, da? Când ești în autoritate. Când știi cine ești. Chiar dacă mai glumești sau, eu știu, mai dai replica, în principiu, în general, ca structură, nu te poate nimeni bruia. Și atunci, moderați-vă, calmați-vă dacă sunteți în conflicte, nu uitați că sunteți protejați, cineva vă protejează și, eventual, dacă simțiți că cineva are o perioadă critică, încercați să-i protejați. Interesant. Hai să vedem. După picioare ce urmează? Săgetător. Am glumit, nu, balanță, normal. A fost va păcălesc. Normal că știu ordinea. Balanță. Fecioară, balanță. Balanță, balanță, balanță. Un sfătuleț, ok. 1. 2. Și 3. Vă e frică. Vă e frică de dragoste. Sunteți la limită între două posibilități, două dimensiuni, două realități. Dacă vreți să trăiți în frică, rămâneți în frică. Dacă vreți să trăiți într-o lume în care nu aveți frică, acolo puteți manifesta dragoste adevărată, nu energii karmice, nu conflicte, nu discuții. Inclusiv în voi, nu doar cu ceilalți. Wow! 38, 11, interesant. Nu e așa că e interesant? Foarte interesant. 11 este justiția. Fiți în echilibru, una la mână. Și nu e atât vorba de echilibru, cât de dreptate. Manifestați dreptate. Ce înseamnă asta? Unele balanțe reușesc să manifeste această dreptate, să fie corecte și cu ele, ei, și cu cei cu care au de-a face. Asta înseamnă că au evoluat. Da? Dar sunt foarte multe balanțe care încă sunt așa, sus, jos. Știu. Sunt într-o stare tot timpul de agitație, de agitație mentală, emoțională, nu găsesc, se agită. Găsiți-vă adevărul. Și eliberați. Adevărul vă va elibera, da? De frică. Adevărul este că dacă sunteți într-o situație negativă, oricând, dacă vă vindecați de frică și vă eliberați de frică, puteți să manifestați varianta pozitivă. Ori aceleiași situații, ori o altă variantă, ori o altă situație, o altă viață, un alt parteneriat, colaborare, ce vreți voi, mult mai frumos. Ia uitați. Abundență. Dacă aveți probleme de sănătate, puteți să manifestați, dacă sunteți, da? Dacă nu vă e frică, să manifestați sănătate. Dacă aveți probleme de sănătate, da. Deci dacă aveți probleme de sănătate, vreo boală, ceva, puteți să manifestați revigorare, da? Dacă aveți probleme financiare, puteți să manifestați abundență, cu răbdare, da? Și fără frică. Dacă vă simțiți părăsiți, că nu vă iubește nimeni, nu căutați în acest spațiu validare, pentru că degeaba căutați. Căutați printre zombii. Dragoste printre zombii. Nu există acolo. Căutați aici. Dar ca să ajungeți aici, trebuie să ieșiți din frică și să vă schimbați. Da? Să vă îmbrăcați. Interesant, vedeți? Aici este un schelet. Să vă îmbrăcați într-o altă energie, în culoare, într-o altă vibrație. Foarte frumos.
Ce se vede? Opa, ce aici este? Mai nu știu, eu așa văd. Aici văd o... Deși n-are nicio logică. Cu ochelarii mei, dar poate că așa trebuie să fie mesajul. O scoică, scoică îmi spune. De o energie feminină. Părăsită. A cui o fi? Voi știți, o energie feminină părăsită. Scoica, dar e altfel de scoică, nu cea pe care o... Da? Altfel, sunt mai multe forme de scoică. Scoica aceasta îmi vorbește despre sexualitate. Ori unii dintre voi sau unele v-ați tratat sexualitatea din perspectiva fricii. Asta înseamnă foarte multe. Frică, da? Și nu din dragoste, stimă față de voi, conștiință că, de fapt, sexualitatea, interesant că aici este o zonă de dragoste, se manifestă în adevărata ei, cum să zic, sau vă aduce cea mai mare satisfacție când e manifestată în dragoste, în stimă față de voi și în lipsa fricilor. Și nu mă refer la faptul că, vai, că mie nu mi-e frică să... Nu la experimentalism, nu? Acesta îl găsim în zona neagră. Experimentalismul se manifestă de frica dragostei. Fug de dragoste și experimentez toate trăsnăile. Nu. Așa a venit mesajul. Îmi pare rău. Voi știți pentru cine o fi. Repet, unele balanțe sunt în frică, altele au de face cu oameni care... Dar, mai, totuși al vostru. Eliberați-vă de frică. Ca să puteți să manifestați bucurie. Și 11, dragii mei, este și numărul flăcărilor gemene. Sau, dacă nu neapărat a flăcărilor gemene, a parteneriatului. Da? Unic, special și în armonie. Ok, clarificăm. De fapt, curățăm pentru scorpion. Scorpion, soarele nu Venus ascende, nodul noapte în scorpion. Sfătulețe. O dată. De două ori, de trei ori. Delfinul! Fiți fericiți! Mai, sincer, nu prea am văzut scorpion, foarte rar am văzut scorpion fericiți, dar se poate. Aceia sunt total transformați, da? Ha, fericire. Ups, poate o sarcină? Că văd o sarcină aici, vedeți? Bucurie. Happiness. Fiți veseli. Scorpion, în general, cam sperie. Încercați să fiți veseli, să fiți voioși. Accesați această latură. 4 și cu 2, 6. O latură care ține de dragoste, de Venus, da? De balanță. Nu neapărat de zodia balanței. Cât de echilibru. Da? Echilibru. Între lumea interioară, emoțională și lumea exterioară. Dar ca să fiți cu adevărat fericiți în exterior, trebuie să fiți și în interior, apropo de balanță, da? Fericire, voie bună, bucurați-vă, dansați, cântați. Chiar dacă nu e seca melodie, cum am făcut eu cu Gogeta, să. Dar, cu Honeybee, în fine, dar mai fiți copii uneori. Bucurați-vă de viață. Viața e scumpă. Viața e scumpă, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de emoții pozitive. Mai rar pentru scorpion, dar se poate, sunt. Ce aș putea să spun? Ascultați muzică! Faină! Ascultați happy! I'm happy! Da, în fine, săgetător. Săgetător în această perioadă. Sfaturi. Săgetător nu vrea. Încă-i timid setul. O dată. De două ori. De trei ori. O, schimbare cameleon. Cameleon, schimbare 5. Schimbați ceva. O, 33. Dacă asta vă spune ceva. 33. Schimbați felul în care vorbiți, schimbați... Trei înseamnă călătorie, poate că trebuie să schimbați direcția și să manifestați echilibru, armonie. 33, trei înseamnă șase, da?
Dar 33 e numărul meu de la mașină. Știți că este un număr maestru. Numărul acesta vă dă autoritate într-o zonă care ține de spiritualitate, da? Pentru cei care sunteți chemați la această schimbare, să lăsați frumusețile vieții, nu în ce sens să lăsați, frumusețea aparentă și să mergeți într-o direcție care ține de frumusețea profundă a lucrurilor, da? Natura aceea instinctuală a săgetătorului care tinde către cer, către mai mult. Pentru unii dintre voi care, în fine, n-aveți prea multă treabă cu spiritualitatea, schimbarea aceasta, evident că poate să vă spună și vouă, ca și cuvânt, mai multe, dar trebuie să fiți versatili. Să vă schimbați comportamentul nu înseamnă că vă schimbați musai personalitatea sau că sunteți falși, da? Cu anumite persoane vorbiți într-un anume fel, dar nu poți să fii prea prețioși sau prea filozof cu oamenii simpli, de exemplu, da? Vorbiți pe limba fiecăruia, apropo de 3 de comunicare, vorbiți pe limba fiecăruia sau păstrați acest echilibru și în felul în care vă îmbrăcați. Bine, eu nu prea, eu am excentricitatea vărsătorului, dar mesajul e pentru voi. De exemplu, mergeți la piață, îmbrăcați-vă ca pentru piață, mergeți la teatru, îmbrăcați-vă ca pentru teatru. Încercați să fiți în echilibru, apropo de aspectul exterior. Schimbați-vă în funcție de mediu. Dar nu în sensul degradant sau negativ, ci adaptați-vă, mai bine zic. Sunt soi de adaptare, schimbare. Iar pentru unii simt, pentru unii dintre voi, simt că sunteți în ego și trebuie să vă deschideți chakra inimii. Sau aveți de-a face cu o persoană care este în ego, da? Ori are foarte multă încredere, aberant de multă încredere, aberant, exagerat trebuie să zic, așa, sau foarte puțină încredere. Poate sunteți voi, poate e altă persoană, în aceste extreme, între aceste extreme, că știm că săgetătorii pot fi și ei la extreme. E vorba de ego, de energie. Ori prea multă energie, ori prea puțină, prea multă, da? Ori cineva are probleme cu încrederea, cu stima față de ei, dacă e altă persoană, tratați-i cu dragoste, e tot mult verde. Tratați-i cu dragoste, schimbați nota. Dacă ei vă tratează în ego, tratați-i în dragoste. Aici înseamnă să fiți înțelepți latura frumoasă a săgetătorului. Ce urmează după săgetător, pești? Capricorn. Sfătulețe pentru... Da, mă, Capricorn. Ce sfaturi putem să dăm pentru Capricorn, care de obicei sunt foarte înțelepți? Capricornii sunt înțelepți, măi. Da. Hai, odată. Te dor. Chiar dacă-s tineri, chiar dacă-s copii. Am avut o fetiță la pregătire ani de zile Capricorn, extrem de talentată, bine, cu planete în pești și învățător, de aia ne înțelegeam foarte bine. Foarte talentată la foarte multe. Măi, dar avea o doză de înțelepciune care nu m-a uimit pentru vârsta ei. Wow! Observare, da? Apropo de Saturn, de înțelepciune. Observați și învățați. Observați și învățați. Observați, păstrați distanța. Osiris. Deschideți-vă al treilea ochi, observați. Cercați ca să puteți avea viziune despre viitor, da? Trebuie să observați mediul înconjurător, da? Uai, ce frumos. 2 și cu 5, 7, apropo de Saturn, da? Număr spiritual, într-o formă sau alta, chiar dacă trebuie să treceți printr-o perioadă de restricții, observați situația în care stați, învățați. Mamă, ce frumos. Vă recomand și vouă regii Egiptului. Ia uite, cineva, o discuție cu cineva vă ajută să vă deschideți al treilea ochi. Ori poate făcând meditație sau detașându-vă un pic de lumea aceasta terestră și observând-o, vă întâlniți cu altă ființă spirituală,
de lumină. Acolo, sus, în nori. Ce frumos. Anio, ascultați apropo, căutați în playlist. E un video pe care l-am făcut referitor la ce învățați de la un vultur. De la un vultur, de la un oliu. Este tot temul meu. Păi, ce frumos să observați. Eventual, unii dintre voi, depinde la ce vârstă sau, da, va trebui să vă schimbați aripile, să vă schimbați penele ca să vă schimbați aripile, ca să puteți să zburați mai încolo. Poate să fie și o perioadă de izolare, dar observați. Nu înseamnă să fiți pasivi. Nu, pentru că vulturul e activ, este un prădător, periculos și totuși este o pasăre divină, protector sau protejată de divinitate, mesager divin. Dar uneori se manifestă și ca prădător. Dar observați, frumos. Căutați lumina, că văd că acest vultur tinde către lumină, către aur, către valori eterne, valori adevărate, nu valori trecătoare. Tendința unor capricorni să acumuleze bani. Acumulați înțelepciune. Dar e o persoană de lumină care va atinge al treilea ochi. Frumos. Hai să vedem pentru vărsători. Soare, Luna, Venus, să ascendem nodul nord în vărsător. Soare, Luna, Venus, să ascendem nodul nord în vărsător. Eu? Hai. O dată, de două ori. Ops, uite că nu m-a așteptat. Tigrul, yes, yes, yes! Exact ce suntem noi. În general, eu sunt în zodia vărsătorului. În vărsătorului vedic, pardon. Vărsătorul vedic, să specific. Nu vreau să zic în zodia tigrului. Pentru tigrișori ca mine. Pentru tigrișori, da. Aveți putere, puterea. Aveți putere. Manifestați putere. Foarte frumos, foarte frumos, tigrul. Mai anul ăsta, pentru cei care sunteți în anul tigrului, eventual și pentru mai mulți vărsători, pentru că, în general, tigrul e asociat vărsătorului, manifestați putere, succes. Dar puterea aceasta pentru mine, tigrul, înseamnă interesant că aveți aici, ia uite, pare Shakti sau Shiva. Da? Este și o putere spirituală, nu e doar putere fizică, este putere spirituală, pentru că tigrul pentru mine este înfocat. Este plin de pasiune și poate să fie agresiv la nevoie. Dar este și un animal destul de meditativ, da? Trăiește în pădure, nu în deșert, nu prin soare, da? E meditativ. Pentru mine, cum am văzut și în alte cărți, reprezintă Marea Preoteasă, o anumită formă, o anumită manifestare. Manifestare care ține de autoritate. E Mare Preoteasă, nu e doar Preoteasă, este Mare Preoteasă. Adică ea coordonează mai multe persoane. Asta înseamnă putere. Puterea ține de energie interioară. Energie interioară, da. Parcă e o tipă aici care galopează pe tigru. Da? Energia feminină. E o energie feminină. Sunt interesant. Oh, ce frumos vine mesajul și sunt înfiorată. Dintr-o altă dimensiune, cineva vă dă putere. Puh, ce frumos, Doamne ajută. Cineva vă dă putere. Shiva, Shakti, cine vreți voi, dintr-o altă dimensiune. Din când în când ajungeți cu intuiția voastră, unii, nu toată lumea, unii, până la pragul acestui portal. Unii poate treceți din când în când, alții rămâneți în planul vostru, dar primiți energia, primiți mesajul. E ca și când cineva vă dă mesajul. E ca și când, cum a venit acum, am primit cărțile, da? Mi le-a dat la ușă, dar n-a intrat în casă, da? Primiți mesaje din alte dimensiuni. Repet, uneori treceți voi în cealaltă dimensiune și le luați, vă întâlniți cu mesagerii aceia. Alteori stați doar la acel prag. Poate să fie inspirație. Uneori. Dar aveți putere. Repet, este și fizică. Dar acest fizic este
în relație directă cu interiorul, da? Cu intuiția. Și simt că ține și de acțiune. Aveți putere. Ui. Dorința voastră. În momentul în care vă puneți ceva în cap, reușiți să faceți. Încredere, galben. Yes. Hai să vedem peștișori. A zis, sunt vărsător vedic. Vedic. Soarele meu Venus ascende notat în vărsător. Nu? A, pardon, mai curuț odată am rămas cu gândul la vărsător, nu la peștișori. Peștișori. Peștișori, honeybee. Cineva, cuiva e dor de voi, am văzut honeybee. Și mi-am adus aminte de melodia de pe care trebuie să o pun acolo în comentarii, că e foarte faină. Cuiva e dor de voi, de latura voastră emoțională și copilăroasă. Că știu că sunt unii pești care pot să fie foarte serioși. De o latură emoțională copilăroasă pe care doar pești și lei cred că pot să le aibă așa. Bine, poate și gemenii. Pești, lei și gemenii pot fi așa. Bun, fi și alte zodii, dar așa. Genul ăla de copilărie, de inocență, de puritate. Au două cărți? Ca la... Ia uite, măi, deci totuși are legătură cu vărsătorul. Da, a venit tigru încă o dată, deși am amestecat în fața voastră și ce-a mai venit? Leopard. Animalele mele preferate, leopardul de gheață. Exact, animalele mele preferate. Ce înseamnă asta? Am zis, mă, că sunteți priviți The Watcher. Pe de-o parte, am zis, măi, am zis chiar la ascultat și la vărsător. De la vărsător am zis, sunteți priviți vegheați din altă dimensiune. De niște spirite de lumină, nu sunt oameni care au murit, nu. Aici este un spirit de lumină. Ia, nu pot să vă vorbesc despre toate viziunile pe care le-am avut eu de-a lungul, da, în ultimii ani, să zic 10 ani. Da. Of. Sunt niște spirite de lumină care vă veghează și vă trimit mesaje, clar. Apropo de tigru. Și vă dau energie, vă dau încredere. Poate că nu simțiți că e energie fină, dar... Vă dau încredere să mergeți mai departe. Wow, dar ce animal! Le ador, le ador, le ador. Măi, peștișorul, mă, am zis, a ieșit putere, nu mă credeți. Poate voi vreți dulcegării la etalarea pentru ianuarie. Dar, mai ascultați și meditați un pic. Că sunt multe de înțeles. Ce vreți în viață? Ah, da, dragoste e frumos. Dar ce fel de dragoste? Și ca să manifesti dragostea, trebuie să fii puternic. Da? Trebuie să fii puternic. Antera de leopard, de leopardul de, pardon, leopardul de gheață, de Watcher. Dar ce e foarte interesant este că la Watcher aveți numărul 15, care știm că este numărul asociat diavolului. Posibil. Sper din tot sufletul să nu fiți voi obsedați de cineva și să urmăriți, pentru că e energie negativă. Și atunci, mergeți acolo în dimensiunea de dragoste necondiționată, de lumină, și luați-vă energia de acolo. Aveți putere să vă detașați de diavol, de obsesii, de frici. Dar eu nu cred că e vorba aici de frică, e vorba de obsesie. Cineva urmărește. Cu ferocitate, cu atenție. Posibil cineva cu ochii albaștri, nu obligatoriu, dar așa imagine, așa am simțit nevoia să transmit. Da, cineva vă urmărește și vrea să treacă, să vină înspre voi. Și ego-ul cuiva versus puterea voastră, energia voastră interioară. Această... Ar putea să fie o întâlnire la un moment dat cu acest personaj care vă urmărește, dar ar putea să fie o nu neapărat luptă, o bătălie între două ființe foarte puternice, cât o întâlnire și o înfruntare de energie. Din acest motiv, nu uitați că sunteți puternici. Alimentați-vă din dimensiunile și sursele cele mai înalte. Am spus și la vărsător, probabil că aveți planete acolo voi sau altcineva sau Uranus într-un fel vă afectează sau Saturn, relația cu cineva. Dacă nu urmăriți voi, cineva vă urmărește, clar, nu e obligatoriu să fie cu ochii albaștri, poate nu este.
Ce mai simt? E o persoană care încearcă să se camufleze sau poartă print... Nu sunt eu. Chiar dacă por print de animale că-mi plac. Dar, poate army print, dacă nu neapărat de animale, dar... Revine dintr-o zonă de control, de gheață, snow, gheață. Nu e puritate. Nu, e 15, e o energie toxică, ego. Dar cineva vă urmărește obsedant. Eventual, cu dorința și privitorul, să zic. Cu dorința și privitorul, posibil cineva vă urmărește și vă dorește obsedant. Dar, dragii mei, pentru că este o confruntare între două energii foarte puternice, repet, dacă cineva puternic vă urmărește, nu uitați că sunteți și voi puternici. Alimentați-vă încrederea sau pregătiți-vă pentru această întâlnire. Nu, da? Mersi. Pregătiți-vă pentru această întâlnire. Mergeți până la pragul acela în care vă rugați și vă întâlniți cu îngerii voștri protectori. Sau poate faceți o călătorie în vis, cu gândul, vizionând poate un film care vă inspiră, o carte, muzică, orice. Faceți o călătorie în cealaltă dimensiune, una din ele, că sunt multe dimensiuni, în care vă puteți întâlni cu ființe de lumină care vă inspiră, și vă încarcă, da? Ca la benzinărie. Vă încarcă fluid de lumină și de încredere. Pentru că eu așa simt că va fi o confruntare. Da? Așa. Dacă cineva încearcă să-și impună dorința, voința, regulile, stilul, aveți și voi aceeași putere. Da? Aceeași putere. Oricum să știți că tigrul este una dintre cele mai puternice. Da, chiar e cel mai puternic. Au făcut, știți, era un documentar, chiar un experiment real. Am uitat cum îi spune animalul. A combinat leu cu tigru și a ieșit o aberație. Da. Însă, mare atenție, în plus față de vărsător ce am simțit. Trebuie să temperați latura voastră impulsivă, unii pești. Eventual, poate aveți de-a face cu cineva care este impulsiv și atunci voi trebuie să-i temperați, să-i încălecați un soi de putere, da? Da? Voința voastră trebuie să fie mai puternică în cazul în care aveți de-a face cu o persoană toxică care vă urmărește și vrea să vă întâlnească sau cu ego-ul cuiva, asta înseamnă 15, ego-ul cuiva, că vă dorește, că nu vă dorește, dacă o fi cineva din familie, vă dați seama, cineva din familie nu vă dorește, dar vrea să-și impună voința. Dragii mei peștișori, cine n-a trecut prin asemenea experiențe din care s-a întărit, sau v-a învățat cum să le facă față, învățați în aceste situații. Ce mai avem? 15 și cât? 34. 7. Spiritualitate. Ambii își folosesc și intuiția și inteligența. Pentru cine o fi, presimt. În trei puncte, să zic așa, simt să transmit mesajul. Nu știu dacă or fi trei zile, trei săptămâni, trei luni. E o chestiune care multiplu de trei, eventual. Dar aș zice, nu neapărat multiplu, cât trei. Trei. În trei. Cineva iese din trei. A, interesant. Poate comunicarea a fost înghețată, de gheață, rece, distantă. Cineva iese din acest tip de comunicare, va urmări până acum, va eventual și studiat, și iese din comunicare și vine să... Nu, așa simbă. În fine, cam asta e. Sper că v-a plăcut. Mie îmi plac cărțile. Maxim.
și sper că v-a plăcut și vouă. O să vedem ce urmează. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, ciao, ciao!